De 1 martie, polițiștii timișeni au venit în întâmpinarea doamnelor și domnișoarelor cu diplome și mărțișoare. În prima zi a primăverii, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, în colaborare cu Asociația Autoclub Rally Timiș, au pregătit o surpriză pentru șoferițe, oferindu-le o mică atenție. Am profitat de această ocazie pentru a face un alt fel de control în traficul rutier. Am oprit doamnele și domnișoarele prezente în trafic în municipiul Timișoara, le-am înmânat câte un mărțișor și o diplomă din partea noastră și a partenerilor, iar am profitat totodată de această ocazie pentru a le adresa și câteva recomandări în ceea ce privește conduita pe care trebuie să o adopte în traficul rutier pentru a nu fi implicate în accidente rutiere grave. Astăzi suntem împreună cu Poliția Română și Clubul Automobiliștilor din Timișoara. Amendăm șoferițele, dar de data aceasta cu o diplomă și cu un mărțișor de ocazia zilei de 1 martie. Le încurajăm să circule responsabil și, bineînțeles, le oferim și o floare. Într-un mod inedit de control, polițiștii au distribuit nu doar recomandări pentru siguranța rutieră, ci și zâmbete pe chipul femeilor. Foarte drăguț din partea lor. Ce ai vrea să te aducă primăvara? Liniște, atât, soare. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș urează tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară senină.